doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire. Cu cărțile pe față vorbim în această ediție despre Patrimoniul Mondial UNESCO din România. Asta înseamnă că vorbim despre patrimoniul cultural și patrimoniul natural de o potrivă, despre relația dintre acestea două, despre schimbarea de mentalități în acest domeniu. Și nu puteam să am un invitat mai potrivit pentru aceste teme decât pe domnul Florin Stoican. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și bine găsit. foarte mult pentru prezență și vreau să spun că sunteți de profesie geolog, sunteți activist de mediu, dacă este corect să spun așa. Asta înseamnă că sunteți președintele Asociației Cogaiona, asociația care a înființat Parcul Național. Buila Vânturarița, sunteți totodată președintele Geoparcului Oltenia de sub munte și sunteți membru fondator și președinte al Asociației Parcul Natural Văcărești. Da, așa e. Acestea ar fi, cred că, doar principalele proiecte în care ați fost și sunteți în continuare implicat. Da, practic de la Asociația Cogaion a pornit totul. Asta a fost startul poveștii în care am ajuns acum să vorbim despre Geoparc Aspirant UNESCO și despre Rețea Națională de Arii Naturale Urbane. Am început acum aproape 20 de ani ca studenți propunând înființarea Parcului Național Buila Vânturarița la mine acasă. Împreună cu Pentru prietenii... că sunteți din Costești, da, sunt din Costești de din de, de la poalele Builei Vânturarița. Și împreună cu prietenii și cu oamenii care încet, încet s-au apropiat și s-au îndrăgostit de zonă, am zis să facem ceva ca să oprim uh, degradarea care începuse început să apară în zonă, vis-a-vis -vis de păduri, de vânătoare, de multe alte aspecte urâte care au venit în anii 90 și am ajuns să propunem Guvernului și Academiei Române înființarea acestui parc național și acum avem unul dintre cele 13 parcuri naționale ale României și al doilea din județul Vâlcea, Bui la Vânturarița, în jurul căruia acum lucrăm la proiectul de dezvoltare a unui geoparc UNESCO. E o zonă mai largă, cu Parcul Național în mijloc, cu focus către conservarea naturii din Parcul Național și rezervațiile naturale, dar cu o plecare mult mai mare către dezvoltarea comunităților locale prin turism, prin geoturism, prin punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural local, prin parteneriate locale, prin dezvoltare de produse și servicii care până la urmă să ducă și la prosperitate și bunăstare pentru oamenii locului și la satisfacții pentru vizitatorii care ne calcă pragul și la conservarea naturii pe care care o dorim în continuare acolo. Detaliem toate aceste proiecte pe parcursul emisiunii, dar m-am gândit să începem discuția noastră cu faptul că în luna noiembrie, pe la jumătatea lunii, pe 16 noiembrie, da, se este marcată ziua patrimoniului mondial UNESCO din România. Asta după ce România semna și a o convenție UNESCO de. Protecția patrimoniului cultural și natural. Asta se întâmpla în 1990. Convenția aceasta există din 1972 și este, semnat, este semnată de toate statele membre UNESCO. Da, da, de toate statele ONU. Pentru că UNESCO este o divizie a, organi a Organizației Națiunilor Unite. În 1972 a fost semnată Convenția pentru Patrimoniu pe 16 noiembrie, practic anul ăsta am aniversat 50 de ani. România a venit ulterior în 90 și cu prima, primul sit UNESCO, care a fost rezultatul lobby-ului și muncii făcute de Jacques-Yves și de atunci avem Delta Dunării ca rezervația biosferei UNESCO. Auzim adesea, vorbindu-se despre patrimoniul UNESCO, despre obiective românești care sunt pe această listă a patrimoniului UNESCO sau despre obiective pe care ni le-am dorit pe această listă, dar cred că puțin dintre noi știm cu adevărat ce înseamnă să fii pe lista patrimoniului UNESCO. Și aș vrea să ne explicați un pic despre ce este vorba, ce înseamnă lucrul ăsta și ce ne oferă ce protecție oferă pentru obiectivele respective. Uh, da, dacă ne uităm la protecție, ea nu vine atât de mult dinspre statutul UNESCO, cât vine dinspre ce fac fiecare stat cu acest patrimoniu. Practic UNESCO înseamnă doar o recunoaștere globală la nivel internațional a unui element de patrimoniu. Și ca să înțeleagă toată lumea, sunt mai multe categorii de patrimoniu, sunt situri UNESCO naturale și situri UNESCO culturale. Dacă vorbim de cele culturale care au fost după delta Dunării imediat și la noi puse pe listă, șapte obiective UNESCO, vorbim de monumente istorice, mănăstiri, biserici din lemn, sighișoara și alte lucruri de patrimoniu natural, cultural. Dar există și a doua categorie de situri UNESCO, de exemplu, obiectivele imateriale UNESCO, care înseamnă. Partea intangibilă a patrimoniului cultural. Ca, de exemplu, avem la noi acasă în Oltenia, în Horezu, două elemente UNESCO. Mănăstirea brâncovenească este în patrimoniul cultural material, tradiția de a face ceramică de Horezu este în patrimoniul cultural imaterial pe lângă acestea există situri naturale, cum este rezervația biosferei Delta Dunării. Mai recent, din 2017, avem și România parte dintr-un sit multinațional de 17 țări, pădurile seculare de fag care sunt și în România în jur de 24.000 de hectare, dacă nu mă înșel, și în Oltenia sunt aproape 6.000 de hectare în Parcul Național Cozia. Deci ele au protecție prin Parcul Național, că există legislație românească acoperitoare, dar este recunoscut și la nivel global ca un sit de valoare. La fel și mănăstirea Horezu. El are protecție la nivel național pentru că este pe lista obiectivelor de patrimoniu din România și este protejat prin legislația națională, dar este recunoscut ca valoare și la nivel internațional. Așa că acest statut, mai mult decât protecție, înseamnă oportunități. Pentru că, practic, sunt niște etichete recunoscute la nivel mondial ca etichete de brand de încredere, pe care noi putem să le folosim în diferite lucruri pentru beneficii locale. Putem să ne lăudăm și să rămânem la laudă, dar putem să dezvoltăm pe lângă acest patrimoniu o grămadă de servicii, de produse, să atragem vizitatorii, să creștem business-ul în ceea ce privește ecoturism și alte forme de turism cultural în zonă și să beneficiem de pe urma acestei etichete, pentru că altfel e doar o convenție a noastră a oamenilor și până la urmă depinde foarte mult ce facem noi cu ea. Degeaba o avem dacă o ignorăm. Și un concept mai nou în zona aceasta a patrimoniului mondial UNESCO este acela de geopark, nu? De Geopar, Am înțeles da. că din 2015 funcționează, dar deja s-a dovedit foarte puternic, pentru că este implementat în. 46 de țări 46 și 177 de, țări. de geoparcuri. E Ce mai înseamnă? nou, e Ce mai înseamnă nou înseamnă și geoparcuri? e și mai interesant. Interesant pentru că spre deosebire de celelalte elemente de patrimoniu UNESCO, conceptul de geoparc nu a venit dinspre UNESCO, a venit dinspre geoparcuri, dinspre comunitatea științifică. Uh, și uh, UNESCO a venit în 2015 ca o recunoaștere. Rețeaua exista deja, avea 140 și ceva de geoparcuri. Ritmul este cam de 20 de noi geoparcuri care se alătură rețelei în fiecare an. De asta și UNESCO a ajuns să limiteze numărul de candidaturi pentru fiecare țară la două și numărul total de candidaturi la 20, pentru că nu mai fac față la solicitări. A fost o recunoaștere a modelului de dezvoltare durabilă a unor regiuni care au patrimoniu natural și cultural foarte bogate, dar stau foarte prost la indicii socioeconomici. Și conceptul fiind deja implementat de multă vreme, a pornit din Franța, din Provence, acum aproape 30 de ani, s-a răspândit și a avut succes și, practic, a scos la lumină niște regiuni care aveau mari probleme socioeconomice, dar aveau o comoară pe care oamenii de acolo trăiau. Comoara reprezentată fiind de patrimoniu geologic, patrimoniu biologic și patrimoniu cultural adus de oameni în completarea acestor elemente naturale. Așa că din 2015 geoparcurile au intrat sub egida UNESCO și programul pentru geoștiințe și geoparcuri este susținut și la nivel european pentru că există o rețea europeană și la nivel global pentru că această rețea este sub umbrela UNESCO începând din 2015. Acum și Oltenia de Sumbunte este un geoparc aspirant la această rețea mondială a geoparcurilor UNESCO. Ce înseamnă Geoparcul Oltenia de Sumântă de când ați pornit proiectul ăsta și cum, cum l-ați gândit? Ce înseamnă el? Noi suntem a patra inițiativă în momentul de față din România ca geoparc. Avem două geoparcuri, unul a obținut statutul recent, anul acesta, anul acesta Ținutul Buzăului da. și celălalt este mai de multă vreme, geoparcul Țara Hațegului și pe lângă Oltenia de Sumunte mai este o zonă din nordul județului Brașov unde se vrea să se înființeze geoparcul Carpatera. Uh, dacă ne întrebăm de unde și când am pornit, e destul de dificil de răspuns, pentru că, da oficial, am por... da, oficial am pornit în 2019, când am hotărât să mergem pe această linie de dezvoltare și să facem în jurul Parcului Național geoparc UNESCO. Dar, practic, Geoparcul înseamnă foarte multă muncă din spate, care a fost făcută de către noi. Conștient sau inconștient că vrem să ne îndreptăm spre geoparc, practic, asta a venit o decizie când am zis că vrem mai mult decât am putut obține prin înființarea Parcului Național. Nu pentru conservare, pentru că legea din România conservă patrimoniul natural din Parcul Național, mai mult pentru valorificarea acestui patrimoniu în folosul comunităților și vizitatorilor. Pentru că diferența dintre geoparc și parc național sau orice arie naturală protejată este tocmai modul în care se înființează și modul în care se utilizează acest patrimoniu. Dacă parcurile naționale și ariile protejate sunt concept care vin de sus în jos, dinspre stat, dinspre autoritate, cu lege, cu enforcement, cu resurse pentru a avea grijă de acel patrimoniu, geoparcul vine invers, de jos în sus, prin mobilizarea comunității locale, prin proiecte la nivel de parteneriate locale și prin dezvoltare de servicii și produse, promovare, valorificarea patrimoniului Natural, care, în final, duc spre uh, conștientizarea valorii acestui patrimoniu de către toată lumea la nivel local, și, automat, conservarea vine ca ultimă etapă dinspre comunități, tocmai pentru că ele realizează că acest patrimoniu poate fi folosit în, uh, în beneficiul lor. Aș zice că cumva proiectul ăsta ar fi și rodul experienței acumulate de dumneavoastră din 2000 când ați început da. să desfășurați activitatea aceasta de uh, protejare și conservare a naturii. Uh, pentru că în general lumea atunci când aude de protejarea și conservarea naturii se gândește că există se impun unele restricții, restricții. nu? Da, da. Sunt unele interdicții în general de da. activități economice. Și uh, atunci, automat, lucrul ăsta ar duce și la o sărăcire a zonei, a, o, o lipsă de oportunități economice. Ori dumneavoastră da. veniți și spuneți, nu este așa, cu acest model al geoparcului putem merge deopotrivă cu exact. conservarea și protejarea. De fapt, începeți cu o cunoaștere în detaliu nu, a zonei. Da. Apoi conservare, promovare și valorificare. Asta exact, ar fi exact. etapele. Cum se poate întâmpla lucrul ăsta? Se poate Concret. și. Nu venim noi și spunem, vine UNESCO și spune că geoparcul nu este arie naturală protejată și nu impune niciun fel de restricții. O spun și autoritățile, am noi ca să, tocmai ca să liniștim pe cei care aveau semne de întrebare și reticență vis-a-vis -vis de acest concept, poate și pentru că geoparc include și cuvântul parc în, în el și vine, într-adevăr. O teamă de aceste restricții, dar eu cred că mai mult decât atât e o problema noastră, a românilor, care nu am depășit acest moment de a fi mândri de patrimoniul natural pe care îl avem, și cultural, deopotrivă. Pentru că avem. România poate să stea fără niciun fel de probleme în fața oricui la nivelul Europei, spunând că suntem lideri la ceea ce înseamnă biodiversitate și patrimoniu. Dar, din păcate, nu am făcut mai mult, așa cum au făcut alții, să valorificăm această biodiversitate. Și, din aceste motive, oamenii privesc mai mult ca pe o, o preliște de dezvoltare, conservarea, în loc să o privească. Ca și o oportunitate de dezvoltare, pentru că parcurile naționale din Statele Unite, din Noua Zeelandă, din Europa, de oriunde, sunt motoare de dezvoltare ale comunităților locale. Pe lângă ele se pot dezvolta o grămadă de business, în special în turism, dar nu numai, produse, servicii. Noi nu facem asta și pentru că nu am reușit să facem asta cu Parcul Național, cu proiectul de Parc Național, ne-am îndreptat spre privirile către alte modele. Să vedem ce poate funcționa luând în considerare și aspectele de conservare și aspectele de dezvoltare. Și atunci în baza unei analize pe care noi intern am făcut-o, am ajuns la concluzia că geoparcul este modelul care se potrivește foarte bine cu ce are Oltenia de sumunte în momentul de față și cu ce ne dorim noi de la Oltenia de sub munte în viitor, pentru generațiile următoare? e greu într-adevăr, tocmai pentru că din păcate, trebuie să spunem că statul român nu a investit în valorificarea acestui patrimoniu. Și auzim tot timpul fel de fel de politicieni sau oameni din instituții care spun "Nu avem autostrăzi că sunt niște gândaci, Nu avem nu știu ce construcții că nu ne lasă ONG-urile că vin adevăr? Nu, sunt niște mituri, să fim serioși, autostrăzile se construiau dacă se dorea. Adică, ce cerem noi ca și societate civilă, cerem să se facă și infrastructură, dar să se facă cu respect pentru mediu și patrimoniu. Pentru că România, de exemplu, are posibilitatea să aibă și dezvoltare, să aibă și conservare și să se și detașeze ca o țară care își poate baza dezvoltarea pe conservare și pe patrimoniu natural. Asta încercăm să le arătăm oamenilor. Dar tocmai pentru că statul nu face aceste eforturi, așa cum fac alte țări, e greu pentru că oamenii nu mai cred în vorbe și cred în fapte. Și asta încercăm și noi să facem la Geopark împreună cu partenerii pe care îi avem, sunt peste 80 de parteneri cu care lucrăm la nivel local în momentul de față, încercăm să le arătăm oamenilor că putem aduce vizitatori în zonă, putem face mici business-uri, putem face infrastructură, fără să afectăm mediul și în folosul comunităților, nu numai al mediului. Dar trebuie cumva să ne schimbăm uh, modul în care ne uităm către patrimoniu, să nu mai privim ca... Au venit aia de la UNESCO și nu ne mai lasă să construim în jurul Mănăstirii Horezu. Mănăstirea Horezu este protejată pentru ce e ea. Dacă noi o transformăm în altceva, nu mai e ea. Despre asta e vorba și vorbeam cu foarte mulți oameni și din țară și din străinătate vis-a-vis -vis de ce înseamnă aceste etichete până la urmă. Că vorbim niște etichete. UNESCO, Parc Național, Rezervație, Parc Natural. Ele sunt doar niște convenții de ale noastre, de ale oamenilor. Naturii și patrimoniului de acolo nu le pasă, nici de aceste etichete, și nici de granițele lor. Granițele sunt doar în mințile noastre, ale oamenilor. Trebuie cumva să trecem de la acest, acest mod simplist de a privi lucrurile, restricție sau nu restricție, parc național cu limite sau lege sau altceva, către să ne punem întrebarea ce facem noi cu aceste zone. Pentru că e mult mai important. Am văzut, de exemplu, și dau exemplu tuturor. Un caz din Islanda, unde am discutat cu autoritățile locale și reprezentanții ai societății civile într-o arie naturală protejată din mijlocul orașului. Era arie naturală protejată pentru că o tratau ca atare. Dar ea nu avea niciun statut juridic. Am aflat asta când i-am întrebat ce statut are zona asta, și a că niciunul. Am cum reușiți atunci? Păi dacă noi o tratăm ca o arie protejată, ea e o arie naturală protejată. De ce să ne complicăm viața făcând legi și comitete și reguli când oamenii o tratează ca atare? Așa trebuie să privim și noi parcurile naționale, geoparcurile și indiferent cum numim aceste teritorii. Pentru că e mai important ce facem noi oamenii pentru ele și cum reușim să ne regândim modul de a trăi cu tot ce ne înconjoară. Pentru că nu mai suntem singuri pe... Pe planetă suntem din ce în ce mai mulți da, și nu au fost niciodată singuri. Da. Să detaliem un pic ce înseamnă parcul, geoparcul Oltenia de Sumunte, ce acoperă el practic, dacă vorbim strict geografic, nu este întreaga Oltenia de Sumunte, vorbim de o regiune da. mai mică. Vorbim de zona Vâlcii, de șase localități de la granița cu Gorju, unde este Vaideniu, Horezu, Costești, Bărbătești, stoine și Băile Olănești. Practic este partea de sumunte a Vâlcii din Oltenia. Noi am zis Oltenia de sumunte tocmai pentru că există interes și în celelalte județe. Am avut chiar niște discuții cu primari și cu prefectura din Gorj, discutând de extinderea conceptului și pe județul Gorj, și am zis să lăsăm portița adică deschisă. Adică ar vrea să se alăture da, da. geoparcului. Am vorbit și cu cei de la UNESCO și... Până la urmă, ne-am oprit la, acest, la această porțiune din Oltenia de sub munte, partea din Vâlcea, pentru că noi suntem ONG și nu avem resurse suficiente ca să facem evaluare și promovare pe întreaga Oltenie. Dar e mult mai ușor să extinzi un geopark dacă și ceilalți văd că el funcționează, decât să faci de la început o zonă mult mai mare, mai extinsă. Deci, practic, în momentul de față, vorbim de șase localități, împreună sunt 41 de sate, 24.000 de locuitori și o suprafață de 15 ori mai mare decât a Parcului Național, adică 63.000 de hectare. Care este inclus. Hectare, care este inclus. Practic, e cea mai valoroasă da, zonă, bijuteria cumva? coroanei din perspectiva da. patrimoniului natural. Dar pe lângă parcul național mai sunt încă 17 rezervații naturale care vor rămâne zonele de conservare a patrimoniului natural, iar în rest încercăm să dezvoltăm uh, comunități și să dezvoltăm activități care pot duce la prosperitatea zonei, pentru că uh, făcând în primul rând proiectul de geoparc începe cu evaluarea patrimoniului. Și, și avem, slavă Domnului, în zona da, asta da, patrimoniu sunt, natural și da, patrimoniu cultural. E, exact, sunt parcurile naționale și rezervațiile, sunt păduri virgine, sunt elemente de patrimoniu natural, sunt mănăstiri, sunt biserici, sunt muzee, sunt tradiții, sunt legende și foarte multe altele care întregesc această coroană de patrimoniu, ce aduce Geoparcul în plus aduce elementul de uh, situri geologice. Și aici vorbim de nu numai de geomorfologie de chei, de peșteri, care sunt luate în considerare și la ora actuală, dar vorbim de situri fosilifere, Vorbim de situri mineralogice, de situri culturale, de elemente care până acum au fost ignorate. Sunt acolo, dar nu facem nimic cu ele. Și asta încercăm să le aducem împreună cu celelalte elemente de patrimoniu, pe baza lor să construim niște oferte, programe turistice în care oamenii să vină să viziteze zona, să petreacă un timp de calitate, să aibă o experiență în, în zonă. Și indicatorul principal pe care noi îl urmărim, nu este numărul de vizitatori care vor veni în Oltenia de sub munte, este numărul mediu de zile petrecute de vizitatori, pentru că cu cât un om stă mai mult, cu atât cheltuiește mai mult. Și asta înseamnă că uh, lasă bani în comunitate pentru cazare, pentru masă, pentru ghiz, pentru servicii, pentru suveniruri, pentru multe altele pe care le putem dezvolta. Și până la urmă, uh, dacă stăm și analizăm la rece ce are regiunea și ca patrimoniu și ca potențial de dezvoltare, realizăm că nu sunt prea multe alternative, că nu există industrie de mare amploare și nici nu există posibilități de a face niște business-uri, să zicem, de, de a angaja mii de oameni în, în, în zona respectivă. Iar dacă ne uităm pe partea cealaltă la indicii sociali și economici, e trist tare de tot. De exemplu, satul meu Costești pierde 2% din populație în fiecare an populația este foarte îmbătrânită, oportunitățile lipsesc, tinerii care uh, ajung la liceu sau termină liceu pleacă și foarte puțin se mai întorc în zonă, practic zona moare. Și exceptând câțiva poli care sunt cât de cât, uh, să zicem, într-o direcție bună, Olăneștiu, cu turismul balnear, Horezu, care a început să se miște bazat tot pe patrimoniu, până la urmă, pe mănăstire, pe ceramică și celelalte, în rest, e tristețe foarte mare, și noi asta încercăm cu Geoparcul, să aducem o nouă speranță oamenilor de acolo, să le arătăm că pot trăi și bine la ei acasă, fără să ia drumul străinătății sau altor orașe ale României. Dar pentru asta trebuie să fim un pic deștepți și înțelegători, pentru că trebuie să ne uităm, eu, eu totdeauna spun că pădurea, să o luăm pădurea ca element de patrimoniu natural, depinde cum ne uităm la ea. Omul din București o vede ca pe o zonă de relaxare, unde se duce să stea la umbră și să asculte păsărelele. Omul de la țară o vede ca sursă de lemn de foc. E normal să fie așa, pentru că fiecare are anumit, anume interes pe zona respectivă, dar trebuie să înțelegem și pe ceilalți. Și în momentul în care vom reuși să stupăm această prăpastie dintre cele două mari comunități ale României, urban și rural, și o să, oamenii din rural o să înțeleagă că pădurea are și altă valoare dacă o lași netăiată pentru că aduce bani pe turism. Aduce lor. Exact, bani le pot aduce și bani și pe turism. termen lung, nu da. dintr-o dată. Că o tai și ai luat Câștigi niște lemne și ai și câștigat odată, după aia trebuie să investești. Dacă reușim cumva să umplem această prăpastie, până la urmă vom salva și patrimoniul, pentru că salvarea lui fără oameni nu se poate. Nu putem să punem sârmă ghimpată și mitraliere în jurul unor exact. zone și să conservăm patrimoniul. Trebuie să implicăm oamenii în conservarea patrimoniului dacă vrem să-l mai avem. Vorbați despre localitatea natală Costeș și aș vrea să zăbovim un pic asupra ei, pentru că știm că aici există acele pietre, uneori trovanții. gigantice no. și misterioase, trovanții vechi de milioane de ani și este și acesta un proiect în care v-ați implicat pentru că ați realizat acolo cu Asociația Cogaion cred, o rezervație Muzeul Trovanților, nu? Da, nu a fost realizată de noi, e, rezervația Trovanților este rezervația naturală la ora actuală este unul din geositurile importante ale geoparcului pentru că au o poveste și pe seama ei se pot broda o grămadă de alte povești. E o atracție deja. Ea uh, a fost înființată de către geologi uh, ca un proiect de cercetare în anii 90, 95, 96, dacă nu mă înșel, ulterior a devenit rezervație naturală tot la inițiativa altor geologi, colegi de-ai mei, noi ca și organizația am fost custodele rezervației timp de 10 ani până în 2016, uh, am încercat să facem... Uh, ce am putut noi ca organizație non-guvernamentală. Din 2016 ea este administrată de către statul român prin Agenția pentru Arii Naturale Protejate, dar este a comunității până la urmă și trebuie să găsim soluții să o fructificăm. Nu să o ținem degeaba și să ne lăudăm cu ea din când în când. Trebuie să găsim soluții ca oamenii care vin acolo să afle acolo că există și altele în Costești. De exemplu, cât știu, din lumea asta că în Costești sunt 13 biserici monumente istorice, că sunt biserici rupestre, că Parcul Național este și pe Costești, că sunt foarte multe legende sau mai departe că la Stoenești avem singurul business din țara asta în care oameni în mod tradițional mai fac i din borangic pornind de la livada de duzi. Lucrurile astea trebuie scoase la lumină și spații precum rezervația trovanților e un spațiu intens circulat, ușor de ajuns la el, că e lângă drumul național și poate deveni o trambulină de promovare a întregii regiuni. Există la nivel european și sesizabil și în România în ultima perioadă o mișcare de migrație, să-i spun, din urban către rural a unor oameni în căutarea unui trai, eu știu, mai sănătos, mai apropiat de natură, mai echilibrat, mai apropiat chiar de tradiții. Este sesizabil și în zona aceasta a Vâlcei lucrul acesta? Sunt astfel da, de este, oameni. Este, este. Și chiar am avut un proiect la care, în care am fost și eu implicat acum 2 ani de zile la Slătioara, lângă geoparc, dar zonă impactată direct de proiectul geoparcului, s-a numit niște orășeni. Un proiect prin care s-a evaluat teritoriul slătioarei din perspectiva unui orășan care ar vrea să se mute acolo, cu familia sau din alt motiv. Și a avut un impact pentru că sunt niște familii care s-au mutat în, în, în această localitate, tocmai pentru că au găsit undeva foarte ușor toate informațiile pe care altfel le-ar fi căutat vorbind cu oamenii pe stradă sau la primărie, sau căutând pe internet sau căutând anunțuri de vânzare-cumpărare. Este o tendință. La fel cum e și cealaltă tendință de recul al naturii, pentru că în satele Olteniei de sus-munte, de exemplu, e un fenomen natural de împădurire pentru că dealurile livezile nu mai sunt atât de mult muncite cum erau pe vremuri, pentru că nu prea mai are cine, că bătrânii nu mai pot și tinerii și nu natura mai fac asta. Și, și natura locul. încet încet vine și recâștigă locurile câștigate în trecut de oamenii tot de la ea, tot de la pădure. La fel e și reculul ăsta al oamenilor, pentru că unii se duc la oraș, au un trai acolo, dar la un moment dat unii vor altceva și și caută zone în care să se mute. Și aici încercăm să intervenim pentru că dacă oamenii realizează că Oltenia de sub munte oferă niște lucruri și niște perspective până la urmă, cei care vor decide să se mute din Craiova sau din București la țară, probabil că vor lua în considerare astfel de zone. Că e geoparc UNESCO, că e un parc național acolo, că există niște resurse, că mai există niște tradiții sunt niște elemente de patrimoniu care, până la urmă, sunt o avere a noastră a tuturor și pe ele se poate construi. Nu mai e nevoie să investești de la zero, că ai niște produse, ai niște servicii, ai niște oameni, ai niște concepte și doar te poți alătura lor și clădi ceva de la. nu de la zero, de la ceva care, care există. Mă gândesc că sunt oameni care pot munci la distanță, ca acum, după da. pandemia asta. Se practică mult lucrul acesta sau oameni care încearcă să-și dezvolte o mică afacere în zonă, nu? Da, da, sunt și trebuie să ne bucurăm, într-adevăr. Sunt și bune și rele, că nu mai sunt oamenii de, de ai locului care să construiască ceva în zonă. Ei pleacă. Dar aveau cu locul din respectiv. Eu nu sunt convins că am ei. foarte mulți prieteni care sunt plecați din țară sau uh, unii dintre ei deja se gândesc la întoarcere, unii s-au întors deja copiii lor, nepoții lor. La un moment dat, eu sper că se vor întoarce pe urmele strămoșilor lor și vor hotărâ să facă ceva la ei acasă. Și eu sper că generațiile tinere, la un moment dat, își vor da seama că poți să ai un trai decent și prosper și în sate de la munte, nu numai în marile orașe, nu numai în țări din vestul Europei. România este partea Uniunii Europene, satele fac și ele parte din Uniunea Europeană și trebuie doar să găsim calea de a ajunge și noi să valorificăm patrimoniul de acolo, pentru că oamenii nu fug de, de bine de acolo de unde fug. În momentul în care iau o decizie să se mute, fie de la țară la oraș, fie de la oraș la țară, se mută și pentru că nu le place ceva acolo unde stau acum. Oamenii de la țară vor și ei beneficiile pe care le are orășanul. Omul de la oraș, sătul de poluare, de zgomot și de trafic, vrea zone mai liniștite. Trebuie cumva să ne uităm și la zonele din orașe și la zonele de la țară din perspectivă cât mai amplă, să le luăm așa cum sunt și să folosim la maximum ce oferă fiecare din zonele astea să revenim puțin și la parcul național Buila Vânturarița din 2004 este înființat da, în 2004. și este o inițiativă de succes și care n-a fost egalată până acum pentru că este singurul parc da. înființat sau pus pe harta aceasta a parcurilor naturale naționale de o ONG, nu? da, da, da. da. De atunci, de atunci din 2004 s-a mai înființat un singur parc național în România, tot la noi în Oltenia, Defileul Jiului, dar asta a fost o inițiativă a statului, a autorităților statului. Deci v-ați trezit dumneavoastră un grup de da. să a, a, fost o surpriză pentru, mulți, într-adevăr, un parc național pe harta parcurilor. Da, a, a, pornit, exact cum spuneam la început, ca o reacție a noastră la lucrurile rele care începuseră să se întâmple. Și adică dacă... erați ce? Un grup de pasionați de natură? Pas de pasionați vrinde... de... natură. Un grup de prieteni care mergeam în Buila Vânturarița frecvent, dar pe vremea aia în Buila Vânturarița mergeau 2-300 de oameni. Cam ăștia eram, ne știam toți între noi umblam prin aceleași lucruri, povesteam unii de la alții. Dacă e să vorbesc de declicul care ne-a împins către aceste acțiuni care au dus la înființarea parcului, a fost eclipsa din 99, când am văzut zona brusc invadată de turiști din toată lumea, mii de turiști, și a fost un șoc pentru noi să vedem că muntele nostru pe care îl știam noi la nivel de cotlon foarte bine, e dintr-o dată asaltat de către turiști care unii se comportă mai bine, unii mai rău. Și atunci ne am zis, păi dacă ăsta e viitorul, înseamnă că noi nu suntem în stare să-i facem față. Trebuie să găsim niște pârghii ca să avem grijă ca acest turism să se dezvolte, dar să nu distrugă locul pe care îl iubim. Și pentru mine a fost o oportunitate când în timpul facultății am fost cu o bursă de studiu în Franța, în Provence, și acolo s-a nimerit să fiu exact când se înființa un parc național, Parcul Național Calanc. Uh, cumva am fost implicat uh, tangențial în, uh, în acest proces, am și făcut practici în alte parcuri naționale și într-un geoparc UNESCO Hot Provence și într-o rezervație a biosferei UNESCO în Camarg și acolo am învățat ce fac oamenii ăia pentru patrimoniu și ce fac cu patrimoniu ca să și-l valorifice în folosul lor. Și am zis, păi de ce nu facem și noi asta în România? Și am venit în țară, mi-am adunat prietenii, colegii din Universitatea București, cei mai mulți atunci și ne-am apucat de studii. Am făcut studiu de fundamentare științifică, am obținut avizul Academiei Române, discuții cu comunitățile, cu Rom Silva, cu proprietarii privați de păduri și uh, am prins și un tren favorabil, într-adevăr, că România se pregătea să se integreze în Uniunea Europeană și aveam niște și obligații atentă, și pe linia da. asta de mediu. Și când ne-am dus la Ministerul Mediului, și am zis avem și noi o propunere de parc național. Asta a la fix, că noi tocmai pregătim o hotărâre de guvern și nu avem parc național în ea. Avem numai parcuri naturale, rezervații și monumente ale naturii. Și am prins acest tren. În 2004, în toamnă, s-a înființat Parcul Național prin hotărâre de guvern. În 2006, s-a înființat administrația parcului, Rom Silva. Noi am devenit partenerilor. Și în timp de 10 ani am lucrat cot la cot, făcând de la zero uh, infrastructura turistică a parcului, asta însemnând 300 de kilometri de trasee marcate, omologate, uh, refugii reparate, uh, infrastructură de informare și de vizitare, website, pliante, promovare, discuții, cercetarea a continuat. Educație, ne-am implicat foarte mult în activitățile de educație și am avut un program care e și acum de succes, programul Ranger Junior al Parcului Bui la Vânturarița, prin care au trecut până în momentul de față peste 5.000 de copii care au venit și au învățat despre natură, despre parc în tabere cu cortul în Parcul Național. Dar la un moment dat ne-am oprit, nu că am fi vrut noi, pentru că noi voiam să continuăm Activitățile ca să dăm valoare parcului prin utilizarea resurselor de către comunitate. Din păcate, atâta poate statul român să înființeze arii naturale protejate, să le aibă pe hârtie, să se laude cu ele pe la Bruxelles și prin, pe la târgurile de turism, dar când vine vorba de a face ceva pentru comunități ca să folosească acel patrimoniu, statul nu prea face. Și atunci pentru că legislația ne-a oprit să facem acest pas mai departe și autoritățile statului român la fel, ne-am uitat și am găsit acest model de geoparc UNESCO prin care facem aceleași lucruri până la urmă, dar sub altă umbrelă, cu alte perspective și mult mai flexibil ca și concept. Uh, parc Național înseamnă, de fapt, un teritoriu sălbatic, nelocuit de da, oameni? Da, fără activitate umană permanentă în el. Dar asta nu exclude activitatea umană, pentru că în uh, vârful Builei Vânturarița există stâni, există păstorit tradițional, oamenii fac și acum ce făceau acum sute de ani, nu interferează în, în asta. Există într-adevăr în Parcul Național jumătate protejat strict, tocmai pentru că acolo există patrimoniu foarte valoros, de exemplu 1302 de hectare de pădure în care nu s-a intrat niciodată, acele păduri virgine cu care România se mândrește peste tot în lume, peșterile, canioanele, siturile importante din perspectiva științei și cercetării dar înseamnă și zonă în care se fac în continuare lucrările care se făceau și înainte, inclusiv exploatări forestiere, că asta e legea românească, dar ținând cont de niște aspecte de conservare. E un alt fel de a menegeria patrimoniu, nu cu focus și țintă către economie, cu focus și țintă către conservare în folosul economiei până la urmă. Și să spunem că deși este cel mai mic dintre parcurile naționale, este extrem de valoros, tocmai prin această biodiversitate, geodiversitate, da. prin da, peisaje bănuiesc. Da, bă, e, prin... da e, ce e, am, am tot stat și ne-am gândit cu ce se remarcă, pentru că foarte mulți turiști care vin și pe care îi ghidăm pe potecile parcului, ne întreabă ce aveți voi aici și numai aici. Lumea are ideea aia de a avea o specie care trăiește numai la tine în Parcul Național. Și nu avem așa ceva. Uh, posibil să fie, dar încă nu au fost descoperite. Uh, dar cu, prin ce se remarcă parcul, E, e cel mai mic, dar noi zicem că este zona din România cu cea mai mare concentrație de elemente naturale și culturale pe un teritoriu restrâns. Pentru că găsești aceste păduri virgine și peisaje fabuloase și peșteri și chei, dar găsești și mănăstiri și schituri și biserici rupestre și ceramică de horezu lângă și borangicul de la Stoene și Cor covoare oltenești și legende și multe alte lucruri. Și, practic, într-un teritoriu mic poți să petreci ca vizitator un timp destul de lung, să vii, să stai două săptămâni și, și ai ce să ai faci, ce ai ce să, vezi, să ai vezi. Ce să afli, ai despre ce vorbi. Da. Lucrații cu voluntari. Asta înseamnă că niște oameni, dincolo de jobul lor, își investesc timpul, și investesc energia pentru a face... În niște lucruri. Cine sunt oamenii aceștia? Da, Cogaionul de la bun început a fost asociație de voluntari și a rămas așa. Suntem și în momentul de față asociație numai cu voluntari. Nu avem niciun angajat. N-am avut vreodată. Va trebui să ne ducem și către angajarea oamenilor pentru că geoparcul trebuie ținut în, în funcțiune de către o echipă. E și condiția UNESCO să ai o echipă dedicată full-time pentru un, acest proiect, un astfel de proiect. Voluntarii sunt foarte diversi și din comunitățile locale, și din domeniul științelor naturii, și din alte domenii. Avem și primari care sunt membri în asociația noastră, și polițiști, și preoți, și călugări, dar avem și geologi, și biologi, și silvicultori, și geografi, oameni care fie sunt din zonă, fie cumva au fost atrași de zonă și acum noi considerăm tot de-ai locului pentru că iubesc atât de mult zona încât e greu să le spui că sunt străini de, Am de zona noastră. Am citit undeva că povestească că de la o mănăstire da. monitorizează De la Bistrița, de la da, Bistrița. Da, da, da. Pentru că sunt două biserici rupestre în peștera Liliecilor de la mănăstirea Bistrița. Când lucram la administrația parcului, noi ne ocupam de partea de conservare a patrimoniului natural, mănăstirea se ocupa de conservarea patrimoniului cultural, de biserici de partea religioasă și spirituală a, a lor și pentru că foloseam acela spațiu și aveam interese comune, dar câte direcții diferite, am colaborat. Adică noi am ajutat mănăstirea cu datele noastre și cu oamenii pe care am putut aduce să le spună cum ar trebui să aibă grijă de biserică pentru că microclimatul din peșteră are niște condiții deosebite. Pe de altă parte și măicuțele au ajutat Parcul Național și Conservarea pentru că monitorizau și aveau grijă și de colonia de lilieci din peșteră. Foarte frumos, foarte interesant. La rândul dumneavoastră ați fost, sunteți voluntar, dar știu că de câțiva ani sunteți și partea unei organizații mondiale de antreprenoriat social. social. Așoca se numește, da, da. este cea mai puternică organizație mondială de acest gen, și aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre ce înseamnă organizația asta și ce înseamnă că această organizație vă susține. Sunt puțini da. în România care sunt. Da, suntem nouă oameni în momentul de față din România. Eu am fost unul dintre primii trei care au fost invitați să fie Așoca Fellows. Uh, a fost o recunoaștere pentru mine și o surpriză plăcută pentru. O că... recunoaștere a muncii pe da, care ați da, depus-o da. și uh, pentru o că... muncă profesionistă depusă da, în da. acest domeniu. Uh, pentru că până în 2018 eu am lucrat în permanență în domeniu privat, în corporate ca să pot face și ce fac în timpul liber, ce am făcut în timpul liber. Din 2018, practic, am primit o bursă de la Așoca, ea a avut o durată de 3 ani de zile, bursa efectivă, dar ei m-au ales ca să-mi susțină proiectele și inițiativele pe viață, adică susținerea din partea Așoca e și la ora actuală și va continua. Ce înseamnă Așoca e o organizație globală de, la nivel internațional care are peste 40 de ani de activitate. În România este de dată recentă, de doar vreo 5 ani. Și în momentul de față în toată lumea sunt 3800 de antreprenori sociali, cum îi numesc ei, dar sunt oameni care propun niște proiecte care ajută mediul, comunitatea, societatea în, în ideea de a crește impactul. Adică ei te ajută ca un proiect care e la tine în curte, dacă are potențial și dacă ideea e bună, să-l crească și să fie extrapolat și în altă parte. Și funcționează ca o rețea, ca o comunitate, iar partea cea mai importantă a ei din perspectiva sprijinului este că se merge pe principiul de a nu reinventa roata pentru că nu suntem singuri pe pământul ăsta și cu siguranță în alt colț al planetei e cel puțin o persoană care a făcut lucruri ca tine sau care te pot ajuta pe tine. Și rețeaua funcționează tocmai să iei aceste modele, să colaborezi cu oamenii, să transferi know-how și să încerci să faci acea roată inventată deja mai bună la tine acasă. Și aici e adevărata puterea resursei și la mine personal s-a simțit pentru că am intrat în contact cu oameni aparent din sfere care nu aveau legătură cu munca mea, dar m-au ajutat foarte mult să privesc munca mea și din altă perspectivă, să-i dau un plus valoare și să atrag resurse și oameni care mi-o pot dezvolta în ideea de a face nu doar lucruri bune în Bui la Vânturarița și în momentul de față, Deja lucrăm la nivel național în această coaliție care se numește Forumul Național al Geoparcurilor din România, cu cele patru inițiative sprijinite de Universitatea București și de Comisia Națională pentru UNESCO și încercăm să extindem modelul geoparcului și în alte locuri din țară, tocmai pentru că e un model care funcționează și e dovedit viabil. Și în același timp, prin Asociația Parcul Natural Văcărești lucrăm deja la Rețeaua Națională de Arii Naturale Urbane. Am introdus acest concept și o lege dedicată lor, și în momentul de față, de la Văcărești, pornind de la Văcărești, s-au născut încă 18 proiecte în 10 mari orașe ale României, care sunt baza unei rețele în care conservăm biodiversitatea urbană în marile orașe ale țării. Tocmai ca să facem legătura dintre oameni, natura din orașe, natura de, din sălbăticie și oamenii de la țară. Pentru că, până la urmă, natura e pentru toți și, iarăși, trebuie să găsim soluții împreună, să avem grijă de ea și să o folosim pentru noi. Există aceste arii naturale protejate, ele sunt, sunt și ele clasificate, nu? adică da, asta da. înseamnă mai multă protecție, probabil. Da, eu, parcul eu, Național eu, știu că e undeva da. în vârful piramidei. Există o clasificare internațională a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Parcul Național este categoria 2, IUCN, parcul natural este categoria 5, IUCN. Și, într-adevăr, de la 1 până la 6 scade scad restricțiile, și, dar și importanța patrimoniului. Patrimoniul natural valoros este tratat ca rezervație strictă, categoria 1, apoi parc național și tot așa. Când urmează să fie declarat parcul, geoparcul Oltenia de Submute, parc al rețelei UNESCO? Uh, procedura este lungă și serioasă. Uh, durează cel puțin 3 ani de zile. Noi avem ca termen pe care ni l-am propus să obținem acest statut în 2025. Pentru că procedura este stabilită la nivel global. Sunt niște pași obligatorii de făcut. Depunerea unei schisuri de intenție, anul următor depunerea documentației, uh, anul următor o evaluare. Vin doi experți UNESCO care petrec cel puțin o săptămână în teritoriul geoparcului, și evaluează să vadă dacă ești și unde ești cu cele 101 criterii pe care trebuie să le îndeplinești, impuse de UNESCO la nivel global. Iar vizita, deși e foarte serioasă, e foarte bună pentru că noi o privim ca pe un ajutor. Pur și simplu vine cineva și face o radiografie obiectivă asupra teritoriului și îl vede din altă perspectivă decât o vedem noi localnici. Ne puteți da așa două-trei exemple de criterii? Uh, ce de exemplu, e și, e și gender equality, unul dintre criterii. Uh, trebuie să îndeplinești în echipa pe care o formezi și acest criteriu. Dar sunt criterii care iau în considerare, în primul rând, starea patrimoniului, infrastructura. Uh, care nu ține neapărat de, de organizația care gestionează exact. proiectul, ține de autoritățile locale. Și noi de asta ne dorim să luăm și autoritățile locale în barca acestui proiect. Ține de vizibilitate, de programele de educație, de modul în care îți promovezi, ține de viziune. Trebuie să ai o viziune pe termen lung ca să arăți că ești acolo. Și ce e iarăși mai interesant la acest concept și la evaluarea lui, e că e un concept care nu te lasă absolut deloc să dormi. Nu este ca parcul național care se înființează prin hotărâre de guvern și gata, ce om face, ce nu face cu el, el e acolo. El se revalidează odată la patru ani. Adică la fiecare patru ani vine o altă echipă de experți UNESCO care se uită în detaliu la ce ai făcut, la ce faci și la ce vrei să faci, să îți spună dacă ești acolo și unde trebuie să îmbunătățești, unde mai ai de lucru. Și Evaluarea asta nu este deloc românească Așa cum o știm noi Cu hârtii, cu ștampile, cu semnături Ceea ce cu este foarte bine Până cu la, șină la urmă și că celelalte. cumva ne constrânge da. Să facem lucrurile așa cum trebuie Evaluarea este în felul următor Vin în această săptămână Și își cer lista cu partenerii Dar nu își cer hârtia semnată Cu partenerul X sau Y Vor să-i duci în teren să le arăți Ce ai făcut cu acel partener Și cum contribuie acel făcut în folosul comunității și în, co în folosul conservării. Suntem cam pe finalul emisiunii, dar aș vrea să vă mai întreb și să îmi dați un răspuns pe scurt la următoarea întrebare să zic. Există afirmația asta mai mult sau mai puțin de sorginte naționalistă că România este. Cea mai frumoasă țară, sau este o țară foarte frumoasă. Ceea ce are, are un, un, un sâmpură de adevăr științific, pentru că ne-ați spus că este, România se clasează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește patrimoniul natural și biodiversitatea. Cum se face că am reușit să avem această zestre formidabilă? Da, în primul rând trebuie să spunem că România trebuie să fie cea mai frumoasă țară din lume, cel puțin pentru noi românii. De aici trebuie să pornim. Eu totdeauna spun că cel mai frumos loc din univers e costeștiul meu unde m-am născut și am trăit. Și asta rămâne în sufletul meu oriunde. Da, România din perspectiva biodiversității este una din țările cu cea mai valoroasă biodiversitate și asta o spun toate datele și studiile, că avem cea mai mare rezervație din Europa, Delta Dunării, că avem jumătate din pădurile virgine ale Europei, că avem peste jumătate din populația de carnivore mari, că avem rețeaua de parcuri naționale din Carpați și multe, multe altele. Patrimoniul cultural la fel, e unic ce avem noi în România față de tot restul Ei, Europei. Dar cum se face că avem lucrurile astea? Pentru că nu cred că datorăm lucrul ăsta unei griji deosebite a statului român. Poate da, mai e... degrabă dezvoltării economice, industriale, slabe de-a lungul timpului, eu, să eu cred, eu cred că e o conjunctură, pentru că în perioada comunistă e clar că oamenilor de la conducerea țării nu le păsa de mediu. Ei făceau orice, călcau tot în picioare. Uh, dar, și nici după 90 N-am excelat nici după 90 la nu -am, capitolul uh, nou, ăsta Suntem târâți de Uniunea Europeană da. În ceea ce privește politicile verzi Asta e realitatea Suntem ultimul vagon la trenul ăsta Dar ne ducem în direcția aia când avem încotro uh, Dar uh, pe vremea aia, de exemplu, la nivelul pădurilor era totul centralizat și datorită anumitor oameni care și-au făcut bine meseria, asta tre trebuie să o recunoaștem, vis-a-vis -vis de patrimoniu, mai avem ce mai avem la ora actuală, dar și datorită conjuncturii că România nu a fost o țară de exploatare extensivă a resurselor. Da. Eram în blocul nostru comunist și. Mulțumesc! Mult. Cât aveam nevoie. Suntem chiar la da. finalul. Doar un răspuns cu da și nu sunteți optimist pe termen lung în ceea ce privește patrimoniul cultural și natural. Da, da, Vom da, reuși da. să-l păstrăm, să-l promovăm? Da. Cu, cu tărie, da. Fără Mulțumesc asta, fără foarte optimist, mult -avem și, cum și sper să așa să fie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă dau întâlnire la o ediție viitoare.